Colinde fără cuvinte sau septet de iarnă s-a născut din dorința de a interpreta, reinterpreta instrumental colinde foarte cunoscute românești și a, eu știu, a extrage inspirație din această tradiție atât de bogată a colindelor vocale în mediul instrumental. Este o variantă în prima audiție în care publicul va putea auzi niște teme foarte cunoscute de colinde, dar și efecte ale ritualurilor românești, cum ar fi ursul și aceste elemente primitive, să le spunem, care creează un ambitus de la melodie și de la sunet muzical până la zgomot, până la zgomotul percusiv. Thank you.
Carmen Petra Basacopol, o compozitoare iubită de întreaga breaslă muzicală din România, dar și din străinătate, pentru că a scris de-a lungul carierei sale îndelungate foarte, foarte mult pentru harpă. A fost îndrăgostită de acest instrument și de interpretul nostru grozav în întreaga lume, Ion Ivan Roncea, pentru care a scris foarte mult, iar lucrările sale au ajuns să fie omologate în concursurile internaționale. Deopotrivă însă a scris și pentru flaut, extraordinar de bine. Concerte, ba chiar ne-a dedicat domnului Roncea și mie acum 4 ani un concert, căruia am făcut prima audiție aici la Filarmonică. Așadar, este în plină forță, are 94 de ani, Carmen Petra Basacopol și compune încă cu un entuziasm extraordinar. Piesa din această seară mi-a fost dăruită acum, cred că 2 luni, când ne-am întâlnit să sărbătorim ieșirea din claustrofobia pandemiei și a venit la mine foarte emoționată, dăruindu-mi această piesă, Meditații contemplative, pentru o formulă rar întâlnită în peisajul muzical în general, flaut, vioară, violoncel și pian. Însă imaginația domniei sale, felul de a îmbina armoniile și de a căuta timbralități cât mai elevate și rafinate, fac din această muzică o adevărată bijuterie și noi suntem foarte bucuroși că am avut această ocazie să-i putem interpreta lucrarea în primă audiție absolută. Așadar, vizionare plăcută! Thank you.
Bună seara celor care urmăriți concertele trioului Afresco, concertele transmise live de la Ateneul Român, de pe scena Ateneului Român. Sunt foarte bucuroasă că această inițiativă de a interpreta integrala simfoniilor de Beethoven în transcripțiile istorice ale lui Hummel continuă în 2021, pentru că anul Beethoven s-a prelungit cu încă 5-6 luni, intrând în 2021. Deci, așadar, sunt foarte bucuroasă că această serie continuă cu al treilea concert, în care vom interpreta Sinfonia a doua de Beethoven. Pentru mine personal a fost un parcurs foarte interesant, pentru că am interpretat Sinfonia a doua și în varianta camerală, transcrisă chiar de Beethoven. Este singura sinfonie pe care el a transcris-o chiar el pentru ansamblu cameral, pentru trio. De data aceasta o vom interpreta, după cum spuneam, în varianta lui Hummel, pian, vioară, violoncel și flaut. Este o variantă foarte curajoasă. Hummel a avut curajul să fie independent de părerile lui Beethoven apropo de felul de a transcrie și a reușit să găsească o voce proprie. E un alt fel de Sinfonia a doua, folosește materialul sinfoniei, dar reușește niște momente de originalitate superbă pe care ne-am străduit să le redăm pentru dumneavoastră și de care sper că vă veți bucura. Thank you.
Radio Clasic. Un radio în culori.